Bine, va regăsi, dragilor, la o nouă ediție a rubricii Cărți deschise pentru minți deschise în cadrul campaniei Pierdere și Transformare. Cum facem față, cum depășim momentele dificile din viața noastră? Și așa cum v-am promis data trecută, în episodul trecut, continuăm o discuție, n-aș exagera dacă aș spune, o fascinantă, cel puțin pe mine, o m a. Marcat foarte mult și mi-a mi plăcut într-un mod cu totul și cu totul special discuția pe care am avut-o cu Sorina Petrică, psiholog, clinician, psihoterapeut. Iată, astăzi continuăm cu Sorina Petrică discuția despre pierdere, despre transformare, dar de data aceasta mergem cumva cu discuția în zona sau în perioada adolescenței pentru că de această dată venim cu o nouă recomandare de carte înaintea noastră. Dacă data trecută am discutat despre Gabormate și dependență, comportamente adictive pe tărâmul fantomelor înfometate, iată, de această dată, un alt autor foarte drag nouă este vorba despre Daniel Siegel cu cartea Vâltoarea minții, puterea și rolul transformărilor cerebrale în adolescență, așa, așa, cum spuneam, o carte de Daniel Siegel în colecția Parentaj a editurii Herald. Cum, cum, văd procesul acesta al pierderii, deși probabil că la această vârstă, trecând de la pubertate la adolescență, nu sunt ei foarte conștienți, de, mai ales de pierderile semnificative, dar în relația cu părinții, cum văd părinții, să spunem, momentul în care copiii pleacă de acasă, pentru că, iată, cum spune și învăltoarea minții Daniel Siegel, vorbim despre o perioadă, o vârstă, cum vrem noi să o numim, extrem de vulnerabilă. Extrem de vulnerabilă pentru că el vorbește despre rolul transformărilor la nivel cerebral, dar la nivelul creierului și se produc multe schimbări, multe transformări în relația părinte-copil. E și o vorbă celebră pe care am auzit-o cu foarte, foarte mulți ani în urmă: copii mici, probleme mici, copii mari, probleme mari. Așa că cei care cred că au copii și care au ajuns la vârsta adolescenței și au scăpat de probleme, nu intră dintr-o provocare în alta. Avem grijă de copiii mici în copilăria timpurie în primii ani de viață. Iată că în adolescență apar alte provocări, apare teribilismul, apare criza aceasta identitară a adolescentului. Cine sunt eu? Dincolo de relația pe care o am eu cu părinții Aparteneța sau dorința de a aparține unui microgrup și de a fi confirmat și validat de acesta, și multe, multe altele. Și sunt convins că și la nivelul acestei vârste, să spunem, există niște, niște pierderi. Cum le resimt părinții? Cum le resimt tinerii, adolescenții? Hmm. Hmm. Um, procesul, într-adevăr, este în ambele sensuri. Deci, pe de o parte, e o perioadă care aduce mari transformări, în primul rând la nivelul rolului de părinte, pentru că stilul de parenting, stilul de creștere și educare are nevoie să fie adaptat nevoilor diferite ale uh, copiilor la vârsta adolescenței. Uh, ce înseamnă asta? Înseamnă că tot ce funcționa când copiii erau mici acum nu mai funcționează și într-un fel părinții au nevoie să devină un pic mai flexibil și să vadă sau să negocieze ei cu ei ce pot păstra din vechiul stil și ce anume au nevoie să schimbe, astfel încât relația cu adolescentul să fie un spațiu de conținere și de uh, ghidare, uh, pentru că adolescența este o perioadă de tranziție de la copilărie la, la vârsta uh, adultă. Uh, știm cumva că ea este uh, foarte mult influențată de societate, adică e un construct social, nu este pubertatea este o etapă firească și normală care apare la orice. Uh, Ființă umană, dar adolescența variază ca perioadă în funcție de societatea în care trăim. De exemplu, în societățile în care um, nivelul de informații sau de abilități este mai scăzut uh, și adolescența este mai scurtă față de societățile în care nivelul de cunoaștere sau de abilități pe care un om are nevoie să le stăpânească la vârsta adultă este mai mare. Și atunci, perioada asta în care copiii sunt ajutați să își asume responsabilitatea rolului de adult variază în funcție de ce avem nevoie să învățăm. La noi, adolescența durează destul de mult. Se pare că sunt multe lucruri pe care copiii au nevoie să le învețe încă cu ajutorul adulților, dar un ajutor sau un suport care trebuie făcut sau dat un pic diferit față de uh, copilărie, de perioada copilăriei. Și la ce mă refer aici? Mă refer la faptul că, inclusiv, partea asta de conectare cu copilul se realizează. Un pic diferit față de atunci când copiii erau mici. De exemplu, copiii nu mai tolerează să fie luați în brațe și pupați, și um, cumva um, exprimarea emoțională îmbracă o altă formă la vârsta adolescenței față de vârsta copilăriei. Asta este o primă schimbare. Mulți părinți, ca urmare a faptului că adolescentul simte nevoia un pic să se separe, să petrec mai mult timp, adolescenții petrec mai mult timp în camera lor sau sunt mult mai, mai preocupați de uh, interacțiunea copiii de aceeași vârstă, mulți adulți se simt respinși și simt cumva că și-au pierdut utilitatea în viața copiilor lor, iar această schimbare de rol poate să fie trăită cu niște emoții de o intensitate foarte mare. Un alt lucru subscriu, care se... subscriu la cele spuse de tine trăind în casă cu doi adolescenți. Um, un alt lucru important, cumva este care se sau o altă schimbare importantă la vârsta asta este faptul că um, nevoia asta de a ieși uh, în lumea largă, de a cunoaște, de a se cunoaște pe el în relație cu copii de aceeași vârstă face cumva ca uh, modul ăsta în care părinții aveau grijă sau se preocupau de siguranța copilului, să îmbrace și acest mod o formă particulară la vârsta adolescenței. Nu mai putem să fim pas cu pas lângă ei, nu mai putem să le asigurăm sau să-i ținem în siguranță luându-i în brațele noastre, ci avem nevoie cumva să îi ajutăm să se simtă în siguranță de la distanță, ceea ce, iarăși, e o mare provocare pentru că tendința părinților este să controleze pas cu pas ce face un copil, doar că acest control pas cu pas creează foarte multe dificultăți în relație și nici nu-i dau copilului spațiu necesar ca el să descopere cine este sau să-și testeze abilitățile. Nu înseamnă că îl lasă trăiască pe pielea lui ce o trăi și îmi iau mâna de pe el, cum se spune în popor, ce înseamnă de fapt că monitorizarea, care este un factor de protecție important în adolescență, presupune cumva să ai informații despre el, despre activitățile lui, despre ceea ce face, dar într-o manieră mai puțin dir adică um, într-o manieră indirectă și nu directă, nu prin control pas cu pas, interogare și foarte multe întrebări, cât mai degrabă o monitorizare prin um, intermediul părinților, prietenilor, să-i cunoști prietenii, să-i inviți acasă, să um, mergi la școală, să ții contactul permanent cu adulții, cu alți adulți care interacționează cu copilul tău. Deci sunt alte forme de a obține informațiile necesare, astfel încât să copilul să știe că întotdeauna ești în spatele lui și indiferent ce trăiește în lumea largă, acasă este un spațiu în care el poate să vină și cu ajutorul tău poate să lectureze și să înțeleagă toate experiențele prin care trece. Pentru că cel mai important rol, de exemplu, în adolescența al părinților, este rolul ăsta de a, își consilia copiii, de a fi un fel de mentor, de a face mentorat. Mentoratul înseamnă, de fapt, că îți dau posibilitatea să exersezi, că nu-ți spun ce să faci, dar, în același timp, sunt o serie de lucruri pe care le stabilim împreună, pentru că eu sunt partea care are cea mai mare experiență și, cumva, eu am grijă ca tu să fii în siguranță, și aici sunt regulile, de exemplu în care îi spunem copilului, de exemplu, ce așteptăm de la el, ce e permis, ce nu e permis în acord cu valorile familiei noastre, dar pe de altă parte copiii testează limitele, le împing, resping modelele adulților pentru că au nevoie asta să descopere ei lucruri care funcționează pentru ei, pentru că nevoia de noutate e foarte mare la vârsta asta. Și atunci e nevoie mai degrabă să învățăm să prindă pește și nu să le dăm peștele. Ce înseamnă asta? Înseamnă că, la vârsta asta, mentoratul se face mai degrabă prin cultivarea abilității de rezolvare de probleme, de exemplu, și nu prin sfaturi. Pentru că, atunci când îi dau unui copil un sfat, eu îi spun, îi dau o experiență digerată prin propriul meu sistem, care uneori poate să nu fie compatibil cu ce are el nevoie să primească. Problem solving înseamnă sau rezolvarea de probleme înseamnă că, de fapt, îl ajut să pună o problemă în cuvinte, îl ajut să se gândească la consecințele posibile, da? adică mai întâi la ce pași ar putea să urmeze pentru rezolvarea acelei probleme, ce soluții ar putea să identifice și pentru fiecare soluție să judece care ar fi consecințele pe termen lung și scurt. Pentru că asta este un exercițiu prin care, de fapt, ei își dezvoltă partea asta corticală care este implicată, care încă e în dezvoltare, și îi ajutăm cumva să exerseze partea asta superioară a creierului, care, de fapt, este baza, până la urmă, a autocontrolului. Pentru că, în momentul în care ai o, un mușchi foarte bine exersat la nivel cortical, la nivelul creierului superior, dar la nivelul cortexului, cortexul poate să preia și să uh, uh, regleze activitatea creierului limbic, a creierului emoțional. În adolescență știm că există o, o desincronizare în dezvoltare, creierul limbic, creierul emoțional se dezvoltă înaintea creierului cortical, deci ele pornesc ca dezvoltare în același timp, dar pe la, între 12 și 15 ani creierul limbic este total dezvoltat, iar creierul cortical... Încă mai are nevoie de exersare până la 25 de ani. De aia, părintele preia, aceste, preia funcțiile acestei părți insuficient dezvoltate. Și, propriu zis, sunt sectoare sau zone din viața unui copil unde el poate foarte ușor să aibă grijă de el și. Ne arată cumva că dacă îi se oferă libertate, folosește libertatea asta într-o manieră sănătoasă pentru el, dar rămân zone în viața lui unde el încă are nevoie de susținere. Da? Și aici, cumva, e arta să ne uităm și să vedem ce poate copilul meu să facă, unde el poate să facă, îi dăm posibilitatea să facă, unde nu poate încă să facă, acolo are nevoie de sprijinul nostru, dar un sprijin dat. Astfel încât să nu blocăm dezvoltarea. Da? Deci, e important, uh, ca părinte, să faci trecerea asta de la ce înseamnă să fii un părinte de copil mic și ce înseamnă să fii un părinte de adolescent, care sunt două realități total diferite. Copilul mic. Avea nevoie să-i se spună ce să facă, cum să facă. Învățarea se producea un pic diferit față de adolescență, când adolescentul nu mai preia necritic tot ce îi spune părintele, pentru că apare un fel de, noi îi spunem, demitizarea părinților. Este momentul în care copiii ies din idealizare. Dacă copilul mic se uită la adult și îl vede pe Dumnezeu adolescentul se uită și spune, ok, dar și tu ești om, ai limite, într-un fel devin foarte critici la adresa adulților, ajung să respingă modelele părinților și să spună, ok, nu o să fac ca voi, voi sunteți praf. Adică nevoia asta cumva de a respinge vechiul și de a îmbrățișa noul este foarte sănătoasă dintr-un anumit punct de vedere, pentru că dacă noi ne uităm, adolescenții au ceva ce noi, adulții, pierdem. Uh, noi suntem foarte inerți la nou și, și mergem cumva pe niște paternuri foarte bine exersate, dar ne este foarte greu să, mai, să, să, să ne punem întrebări sau să ne gândim, dar dacă aș face lucrurile altfel, ce ar fi? Adolescentul își pune foarte ușor întrebarea asta. Cu niște riscuri, este foarte adevărat, pentru că asta implică și niște riscuri, pentru că nivelul de maturitate al adolescentului este mult mai scăzut față de ce poate mintea lui să genereze și ce impuls de acțiune are, pentru că creierul emoțional este care e sediul dorințelor, este complet dezvoltat și funcționează la parametrii optimi, iar partea corticală care ar trebui să spună stop, uite, dacă faci asta, se întâmplă, asta este insuficient dezvoltată. Da. Deci, marea provocare pentru un părinte este să lase în spate ce a fost și să îmbrățișeze o nouă formă, să învețe să fie părinți de adolescenți. Un alt, și pentru adolescent este foarte greu, pentru că și pentru el o perioadă de adaptare în care multe lucruri se schimbă. Se schimbă creierului, se schimbă corpului, se schimbă, se schimbă, foarte multe lucruri, inclusiv în modul în care, în care vede lumea, pentru că Lumea lui nu mai este formată din mama, tata și frații lui. Dintr-o dată, lumea lui se expandează. Ce aduce adolescența, și asta este un lucru foarte important pentru noi, adulții, aduce pentru prima dată posibilitatea de a stabili relații de la egal la egal. Adolescenții au nevoia să exerseze relația de atașament în afara familiei cu prietenii. Pentru că pentru prima dată intră în rolul în care dau și primesc în același timp. Dau susținere emoțională și primesc susținere emoțională de la, de la cei de seamă cu mine. În relația părinte-copil, copilul primește și părintele dă întotdeauna. Nu e o relație de la egal la egal. Relația de cuplu e o relație de la egal la egal. Dacă un copil nu trece prin sarcina asta în adolescență, și nu are posibilitatea de a exersa atașamentul în relație cu copiii de aceeași vârstă, va avea mari dificultăți la, în, ro, în relația romantică să poată să exerseze relația asta de la egal la egal. Deci e importantă perioada asta din perspectiva multor aspecte care vor însemna de fapt ce înseamnă să fii un adult responsabil. E o perioadă de antrenament în care copiii își exersează abilitățile, au nevoie să iasă în afara familiei, au nevoie să cunoască lumea, au nevoie să fie lăsați să aibă experiența asta și au nevoie să știe că tot timpul se pot întoarce și că atunci când se întoarce, există cineva care îi primește și care îi ajută să înțeleagă ceea ce au trăit. Fie că acel lucru le-a produs o suferință, fie că acel lucru le-a produs o um, generație emoții de, de confort, de stări de bine, dar au nevoie să lectureze lumea asta socială știind că există cineva mai mare și mai înțelept decât ei care să-i poată cumva să le ofere nuanțele pe care creierul lor la vârsta asta nu le poate surprinde. Um, nici adolescentul nu înțelege foarte bine ce se întâmplă cu el. Și el are, de exemplu, am avut chiar în săptămânile trecute, am avut o discuție cu un tânăr la 17 ani care cumva se lupta între nevoia asta lui de a ieși împreună cu ceilalți copii, dar în același timp avea sentimentul ăsta că mama nu este. Uh, nu este foarte fericită cu acest lucru. Era ca și cum dacă pleacă și o lasă și își vede de nevoia lui, era ca și cum o abandonează. Da? Ceea ce lucrul ăsta poate pune presiune foarte mare. Da? Pentru că adulții au viața lor, care este mai mult sau mai puțin plină de vitalitate în funcție de ce au reușit să crească în grădina lor, iar copiii au Viața lor și au nevoie cumva să învețe să își uh, urmeze calea, uh, fără, să, fără să intre în, în dualitatea asta plec sau nu plec. Te mai găsesc aici dacă plec sau nu te mai găsesc aici. Asta aduce foarte multă, foarte multă presiune pe relația cu părintele. Pentru că mă bucur că ai adus acest exemplu din experiența clinică, din experiența de cabinet, și te-aș întreba, probabil că nu este un caz singular și probabil că ai mai lucrat de-a lungul timpului sau eu știu, în ultimul an cu adolescenți sau cu tineri. Cum au perceput ei toată această perioadă? Aici mă refer strict la nivelul conștientizării unei pierderi, dincolo să spunem de uh, pierderea uh, socializării, da? o nevoie acută de socializare. Nu ne mai întâlnim sau, mă rog, cu prietenii cum o făceam înainte. Uh, Ne-am limitat la mediul online și mediul online, într-adevăr, nu este la fel ca mediul. Uh, real, al realității, mai ales să spunem în cazul uh, fetelor, să, să zicem, da? care simt nevoia să se îmbrățișeze, să se pupe și așa mai departe. Uh, și la nivelul lor observăm, să spunem empiric, observăm uh, pierderea. Mm. Cum, 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 cum o gestionează ei? Pentru că, iată, e un lucru interesant. Câteodată ne gândim că în ultimul an uh, lumea, în general, Umanitatea, omenirea, mai mult ca niciodată, și o spun cu toată asumarea, a avut nevoie de psihologi și de psihoterapeuți. Mm. Mai mult ca niciodată. Deci, putem spune că uh, psihologii și psihoterapeuții au avut foarte mult de lucru în ultimul uh, an. Uh, și uite că nu doar adulții să spunem că apelează la terapie, ci iată, uh, sau copiii. Copiii mici mă refera, dar iată că și adolescenții, pentru că mm. au și ei probleme, eu cred că aș numi o un soi de igienă mm. relațională, igienă emoțională, igiena comunicării, pentru că dacă noi nu am avut acest privilegiu, pot să-l numesc așa, nu am avut acest privilegiu ca într-un într soi de criză existențială pe care am avut-o, la 16, 17, 18 ani, când simțeam că părinții nu mă înțeleg. Cât de mult mi-aș dori să mă înțeleagă și pe mine, părinții. Să-mi înțeleagă și mie nevoile mele, nu doar alea de hrană și de adăpost, ci și cele emoționale. Mm -hmm. Nu am avut acest privilegiu de a avea parte, să spunem, de terapie cu un terapeut și să ies din această terapie vindecat. Da? Mă refer ca adult, echilibrat. Da, în relațiile, eu cred că ei au un, un mare, în momentul de față dincolo de provocările pe care societatea și pe care iată această pandemie și multe alte crize, ni le pun în față. Eu cred că există, spre despre de ce am avut noi să spunem, există acest privilegiu de a-ți de a putea ca adolescent sau ca tânăr de a-ți vindeca anumite răni sau anumite traume sau chiar relația pe care a avut-o cu părintele sau cu unul dintre părinți prin intermediul uh, terapiei. Da. E, e foarte adevărat. Um, pentru adolescenți <coughs> și pentru copii, dar în special pentru adolescenți, că despre ei vorbim, um, perioada asta e, a fost o perioadă destul de grea, în sensul în care um, Explorarea s-a limitat la Universul Familiei. Știm că în adolescență, nevoia asta de nou este foarte acută, nevoia de interacțiune este foarte, foarte presantă și foarte mulți um, dintre adolescenți spun că se plictisesc foarte tare, ceea ce nu e un lucru neîntâlnit. Noi știm că în, că în adolescență plictisiala tot auzim, e un discurs pe care îl tot auzim și știm că e un mecanism cumva care are o susținere biologică, e ceva ce are legătură cu modul în care se dezvoltă creierul lor și cu faptul că secreția de dopamină este mult mai scăzută și un mecanism cumva biologic pe care îl avem, care ne scoate din cuibul familiei și ne trimite să avem aventuri cu lumea, ne trimite în călătorie. Ei bine, pandemia a limitat foarte mult, s-a afectat foarte mult, s-a limitat nevoia asta de explorare a adolescenților. Mulți dintre ei sunt foarte apatici, lipsiți de energie. Faptul că nu s-au mai dus la școală, nu s-au mai văzut, ci au, mă rog, majoritatea au interacționat în mediul online. Asta au creat niște dificultăți. Creierul nostru nu este, nu este programat pentru genul ăsta de interacțiune în care ne vedem pe un ecran. Avem nevoie să ne atingem, avem nevoie să ne uh, simțim, avem nevoie să ne mirosim, adică avem nevoie să ne folosim și celelalte simțuri în interacțiunea cu o ființă umană, iar adolescența este o perioadă în care ei au nevoie de antrenamentul ăsta, să stea în grupuri mari, să facă lucruri împreună, să împărtășească, să, cumva să ofere, cum vorbeam, suportul ăsta emoțional în care ți greu, eu sunt lângă tine, mi-e greu, vin la tine și tu ești lângă mine, pentru că se creează o intimitate mult mai mare între între copii la vârsta asta și o parte din intimitatea cu părintele sau părintele se retrage, copilul se retrage un pic din relația cu părinții uh, pentru a face loc relației cu prietenii, cu copiii de aceeași vârstă. Iar din punctul ăsta de vedere, pandemia a adus o modificare foarte mare în modul în care uh, ei au funcționat. Cu niște consecințe. Consecințele încă nu le vedem acum. Eu anticipez că o să mai treacă niște ani și, cumva, lucrurile sunt abia la început, pentru că au apărut tot felul de frică. Frica de moarte este foarte, și la copii, și la adolescenți, este foarte uh, în vogă, este foarte des întâlnită. La adolescență avem multe atacuri de panică, care și ele se leagă cumva de ideea asta de siguranță și de, de abandon. Foarte multe somatizări, da, în care corpul comunică ceva ce mintea rațională nu știe cum să descifreze și cum să lectureze. Uh, și tulburările de dispoziție uh, stările de apatie de lipsă de energie de lipsă de motivație de e ca și cum viața nu mai are sens și o pierdu culoarea pentru că în adolescență uh, viața e foarte colorată de fapt, Adolescenții creierul adolescentin e un creier care trește lucrurile la intensitate maximă și când e fericit, e fericit și când e trist, este foarte trist adică intensitățile sunt foarte mari Uh, și atunci, de-aia există și tendința asta cumva de a reproșa celorlalți că de fapt voi nu înțelegeți. Da, într-un fel nici măcar nu înțelegem, noi ne-am pierdut culoarea, ne-am pierdut vitalitatea. Pentru că dacă ne întoarcem la sigăl, sigăl asta spune, dacă veți vedea acele vulnerabilități pe care, de care vii frică, ca pe niște puncte pozitive pe care voi, adulții, le-ați pierdut ca urmare a circunstanțelor de viață, Probabil că o să puneți problema nu o să vă mai fie problema un pic diferit, nu o să vă mai fie frică de ele, ci o să vă gândiți cum pot să îl ajut pe copilul meu să păstreze aceste lucruri și să le ducă în viața lui de adult. Pentru că, de fapt, de ce vin adulți în terapie? Că vor să trăiască o viață mai plină cu sens, să simtă mai mult, să iasă din starea asta de apatie și de uh, lipsă de vitalitate, să Abordeze noul cu mai mult curaj, să testeze mai mult, să descopere cine este el și cum este el, cum, cum, cine sunt ei și cum sunt ei. Da? Deci, într-un fel, toate lucrurile despre care noi vorbim la adolescență, de care ne temem când copiii sunt adolescenți, sunt, de fapt, aspecte pe care noi, adulții, ne străduim ulterior în terapie să le creștem, da? pentru că undeva pe parcurs le-am pierdut. Aș veni eu în completarea celor spuse de tine, apropo de pierderi și de faptul că efectele acestei pandemii se vor vedea peste ceva timp, peste câțiva ani. Mă gândesc și din punct de vedere strict educațional. Mă gândesc strict din punct de vedere educațional, faptul că niște repercusiuni, niște, uh, niște efecte negative se vor vedea și în, în, în acest lucru. Faptul că una este să. Fie acolo contactul vizual cu profesorul să-l simți, să-l vezi poate emoția, o anumită grimasă, pui întrebări, să răspunde. Nu că lucrurile astea n-ar fi cumva posibile și în mediul uh, online. Dar sunt convins și, cum am spus mai devreme, uh, având uh, copii care au uh, lecții în uh, zona aceasta online, uh, nu, este același, uh, nu este același lucru și lucrurile astea se resim, repet nu numai la nivel pur uh, psihoemoțional când vorbim mm. de, de copil, ceea ce simte el, dar și la nivel uh, uh, educațional, faptul mm. că asimilarea cunoștințelor și uh, lecțiile nu sunt la același nivel ca atunci când era profesorul în față, mm. în sala de curs în fața uh, elevilor. Dar e, o să fie o provocare și este o provocare. E o provocare pentru, pentru noi toți. Și pentru copii, probabil că pierderile sunt nu doar în sfera asta socioemoțională, cât mai degrabă și în sfera academică vor fi o serie de lucruri care o să-și producă efectele pe termen lung. E important cumva să luăm perioada asta așa cum a fost ea, e ceva ce nu am putut controla, n-am putut să o schimbăm. Ce putem schimba este modul în care noi Reacționăm la, la ea. Uh, e important că măcar au putut să facă școală, chiar și așa, chinuită pe online. Că un an de zile să întrerupi uh, uh, procesul educațional înseamnă, de fapt, o pierdere foarte mare. Uh, și luăm de aici atât cât uh, s-a putut face, pentru că um, e adevărat, comparativ cu ce aveam înainte lucrurile, dacă ne uităm așa, pierderea pare fi foarte mare, dar până la urmă s-a putut face ceva, măcar, nu știu, a existat varianta asta de online, a existat o variantă imperfectă, dar care totuși nu i-o lăsat pe copii fără niciun fel de sprijin în perioada asta. Da. Adevărat, Dragii noștri, iată o discuție la fel de interesantă ca data trecută despre provocările adolescenței, despre pierderea sau cum percep adolescenții pierderea, cum percep părinții. Pierderea atunci când au copii în pragul adolescenței, și când aceștia, așa cum spunea Sorina Petrică, vor foarte mult să fie independenți, vor foarte mult să exploreze, să descopere, vor cumva să, să elimine elementul acesta intruziv. Al părinților de control, de a vedea la fiecare pas ce face, cu cine a vorbit, unde s-a dus și așa mai departe, și, în general, despre tot ce înseamnă pierderea în această perioadă, pornind de la campania pierdere și transformare, cum gestionăm momentele dificile din viața noastră. Ca de fiecare dată, am venit și cu o recomandare de carte. Astăzi am vorbit pe marginea cărții Vâltoarea Minții. De Daniel Siegel, Puterea și rolul transformărilor cerebrale în adolescență, o carte publicată în colecția Parentaj. Îi mulțumim foarte mult Sorina Petrică, psiholog-clinician, psihoterapeut, pentru informațiile extrem de utile pe care ni le-a furnizat, iată, în aceste două întâlniri pe care le-am avut. Sperăm să mai avem în continuare pe subiecte atât de interesante și în viitor. Noi, dragii noștri, ne dăm întâlnire la o nouă ediție a rubricii Cărți deschise pentru miz deschise. Până atunci, aveți o zi frumoasă în continuare și lectură plăcută. La revedere!